Pe 21 ianuarie 1941, legionarii conduși de Horia Sima au pornit un război civil în capitală pentru a prelua conducerea țării de la generalul Ion Antonescu. Legionarii înarmați au devastat capitala, au ocupat mai multe instituții și le-au dat foc. 374 de civili au fost uciși, dintre care 125 au fost evrei. Erau vânate și persoanele care au avut legături cu ei. Din ultima carte despre Maria Tănase aflăm că legionarii au vrut să o omoare doar pentru că fusese iubita unui evreu. Artista a reușit să fugă din București, dar legionarii au ocupat sediul radio și au distrus toate discurile. A fost o perioadă de răstriște în viața artistei Maria Tănase, când i s-au distrus efectiv toate înregistrările. A fost perioada legionară. Dar cel mai mult au avut de suferit evreii din București. Cartierul lor a fost vandalizat, sinagogile, templele incendiate, peste 1200 de magazine devastate. În acea noapte de marți spre miercuri, legionarii s-au întors și au ridicat din casele lor mai multe personalități din comunitatea evreiască. Rabinul Zvi Hersh Gutman a fost ridicat împreună cu doi dintre fiii săi sub loviturile legionarilor. Hava Haas, fiica rabinului, era copil și a văzut tot. Eu am văzut perfect cum țâșnise sângele din capul lor pe cap, pe față, și au căzut pe podea. Au fost duși la un centru de tortură al legionarilor, apoi alături de alți 90 de evrei transportați cu camioanele în pădurea Jilava, unde au fost executați. Tata ne-a spus că îl ținea pe Iancu de mână și a simțit imediat cum pulsul a încetat. Pe Iosif, în partea stângă, a mai avut o zvâcneală și s-a terminat și el. Fiii lui Zvi Gutman au murit, dar rabinul a supraviețuit. S-a târât până în stradă, dar a fost prins din nou de legionari care l-au dus înapoi în pădure cu un grup de supraviețuitori ai primei execuții și au tras asupra lor. Nici a doua oară gloanțele nu l-au atins pe rabinul, care a fost dus la primăria Jilava. I-au smuls părul din cap, l-au aruncat pe jos. I-au arătat, de fapt, că nu e om. Asta au vrut ei. Evreii nu sunt oameni. Alte cadavre ale evreilor au fost găsite agățate la abatorul din capitală, iar lângă ele era scris carne kosher. La 23 ianuarie 1941, garda de fier a fost învinsă, înlăturată de la putere și interzisă.